Bună, fetelor, și bine v-am găsit la un Club X! Eu sunt Bianca Ion, iar pe acest canal vorbim despre psihologie, feminitate, spiritualitate și relații. Iar astăzi am ales să vorbesc despre motivul din spatele acestui canal, de ce vorbesc despre psihologie, feminitate, relații, de ce mă pasionează și de ce am ales acest drum. Și începem cu începutul, să zic așa, de ce sunt pasionată de psihologie și de ce am ales să vorbesc despre acest, acest lucru pe acest canal și în social media mai exact, și de ce am ales această cale. Ei bine, în urmă cu câțiva ani am fost diagnosticată cu anorexie, primul meu videoclip pe acest canal este despre anorexie și cum m-a afectat în viața mea. O să vi las pe aici, așa că nu o să intru neapărat în detaliu, ceea ce este de spus acum este că acea perioadă în care am fost anorexică, în care m-am confruntat cu foarte, foarte multe stări, de la stări de anxietate, depresie, nu mâncam, bineînțeles, eram anorexică, am slăbit 30 și ceva de kilograme, nu mai vorbeam cu nimeni, nimeni nu mă înțelegea, așa simțeam eu că nimeni nu mă înțelege și nimeni nu mă înțelegea pentru că nimeni în jurul meu nu era anorexic toată lumea voia să mănânc, voia să-mi dea să mănânc, oriunde mă duceam, dar nu mănânci, ce faci, nu mănânci. Și pe mine mă enerva aceste lucruri, de urmare, rămâneam acasă și mai bine nu mai ieșeam cu nimeni, mai bine să singură ca să nu mă îngraș. Așa că am avut foarte mult timp cât am stat singură, mergeam la liceu în perioada aceea și doar învățam, învățam foarte bine și îmi temele, învățam și seara sau dimineața sau, sau un weekend, când puteam mă uitam pe YouTube. Iar în acea perioadă am descoperit că YouTube-ul nu este doar despre entertainment, ci este și despre educație. De atunci educația chiar s-a dezvoltat foarte mult și pe social media, sau cel puțin asta observ eu acum. Am început în acea perioadă să mă dezvolt și să mă educ, să învăț, să învăț să ascult și să înțeleg despre cum funcționează comportamentul uman, cum funcționează mintea umană, care sunt procesele umane, de ce avem traume, de ce avem frustrări, de ce reacționăm, de ce sunt eu anorexică în momentul acela, de ce oamenii suferă, de ce oamenii, unii oameni suferă, alții sunt bucuroși, de ce... Am vrut să descoper aceste lucruri pentru că, într-adevăr, eram într-o perioadă foarte nasoală și voiam să știu cum să ies din acea perioadă, drept urmare, ce să faci decât să te documentezi. Și am început să mă documentez. Mi-a plăcut foarte mult. De atunci, eu, de atunci eu tot învăț și învăț și învăț și învăț. Asta înseamnă că am acum 4, 4, ani, cam așa. Atunci am început eu cu adevărat dezvoltarea mea pe la vârsta de 16 ani, acum am 20 de ani. Deci, pe la vârsta de 16 ani, eu am început să, să mă dezvolt de-a binele. Am început să mă educ în partea asta de psihologie și procesele umane. Apoi am dat la facultate de psihologie și mi-a plăcut din nou foarte mult. Mi-a plăcut să învăț despre neuropsihologie, despre uh, tot ce, ce ține de această minte umană, despre cum cum se naște copilul, cum uh, ne comportăm cu copilul atunci când se naște și ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem, ca să crească într-o notă armonioasă. De asemenea, mi-a plăcut și această parte a psihologiei, pentru că pe mine mă pasionează oricum să învăț despre mine și despre mintea mea, așa că de ce să nu îi învăț și pe alții cum să își rezolve anumite probleme. Am fost și de câteva ori la psiholog, pentru că eram anorexică în perioada aceea, și mi-a rezolvat anumite lucruri. Desigur, tot eu am putut să rezolv, dar cu ajutorul psihologului am putut să rezolv acea problemă. El mi-a pus întrebările corecte. Iar eu am făcut ca răspunsul să fie. să nu fie doar un răspuns, și să fie și o acțiune. Să iau acțiune la ceea ce îmi spunea și psihologul. De ce feminitate? feminitatea este ceva foarte frumos oricum pentru oricare femeie. Este ceva unic în viața fiecarei femei. Ea este unică prin feminitatea sa. De urmare, mi-a plăcut foarte mult. De mică mama îmi spunea că să fiu feminină, să fiu mai drăguță, să fiu... Care-i cuvântul? Finuță! Da, finuță, mereu spunea mama să fiu finuță. Că mi-a intrat atât de mult în cap când toată lumea mă vede, doamne ce finuță e fata asta. Da, uh, sunt uh, destul de finuță în realitate, sunt uh, și un pic uh, ușor timidă. Drept urmare, asta mă face un pic mai gingașă, un pic mai feminină. Mama mereu îmi spunea, poartă ruchițe, fustițe, cât mai elegantă să fiu, să, să am o, o statură dreaptă, da, poziția dreaptă, să mănânc frumos, să am bunele maniere, să citesc despre asta. Mama mi-a luat tot felul de cărți și eu și mi-a luat și agenda și îmi scrieam acolo tot felul de lucruri, coloram desenam tot felul de lucruri pe care mama mi le cumpăra ca să mă formez în creații, să spun așa, da? Deci feminitatea e... În feminitate este vorba despre creație. Și încet, încet am observat și eu lucrul acesta că lipsește la mine când eram micuță, nu știu, cred că aveam 10-12 ani când am observat asta și vedeam fete de vârsta mea sau mai mari pe care le admiram și îmi plăcea foarte mult că erau feminine, îmi plăceau că aveau acea eleganță pe care și eu o am acum, dar pe care nu o puteam descrie în cuvinte, ci doar să o vezi și atât, pentru că altfel, eu nu puteam să explic exact, dar vedeam că acea fată este feminină, vedeam că acea femeie este feminină și voiam și eu. Și atunci am început uh, cu pași mici, pe la vârsta de 15-16, cred că 15 ani, să mă documentez despre feminitate. Și de ce... Uh, acele femei sunt feminine și în pantaloni și uh, într-un tricou și atât. Și de ce unele femei poartă rochițe și nu sunt feminine? De ce au acel, acel ceva? Acel mister, să spun așa. Și atunci am început acea descoperire, am început feminitatea și am început încet, încet să fiu bine cu mine. Pentru că până la urmă, feminitatea și psihologia, la un loc, uh, îți dă puterea și îți dă curajul de a fi bine cu tine, uh, să observi că ești bine cu tine, să te vindeci și vindecarea vine prin um, iubire și nu prin competiție, nu prin forță, da? Deci nu prin chin. Vine prin iubire. Și atunci am descoperit meditația, am descoperit practicile feminine, am descoperit secretele feminine, manifestările feminine și am zis de ce nu să le dau și mai departe pentru că până la urmă îmi doresc să fiu uh, mentor în feminitate, coach în feminitate. Bun, și mergem la a treia, a treia întrebare. De ce coach în relații? De ce relații? Ei bine, mama și cu tatăl meu nu au fost în cuplu încă de când eram mică eu. Am observat aceste lucruri și încă țin minte anumite lucruri, pentru că văd și o relația mea și văd și la alții și ceva ciudat nu era, ceva ce trebuia să fie nu era acolo. Și când am fost mare, pe la 15 ani, s-au au divorțat, s-au despărțit, am rămas cu mama. În continuare, îl văd pe tata, stau cu mama, ei ambii sunt doi părinți minunați care se implică, însă n-am avut acea. Cred că cei care au părinții despărțiți știu despre ceea ce vorbesc, n-am avut acea parte de. Familie cred că e mult spus, că pentru că am avut mereu o familie, dar n-am avut uh, uh, mama și tata, am avut mama și tata și am vrut să văd și să știu de ce alții, alte cupluri au putut să-și păstreze relația și mama cu tata nu de ce anumite lucruri au putut să se întâmple în sau de ce mama cu tata au dat voie să se întâmple în relația lor și celelalte cupluri nu au dat voie să se întâmple și nu a creat divorțul. De ce? De ce? De ce? <laughs> și atunci, am, și atunci am început să-mi pun întrebări, am început să citesc despre relații, să văd exact cam cum aș putea eu să mă comport, pentru că nu pot să eu în viața asta eu n-aș putea să educ pe nimeni, adică să controlez pe cineva, să spun așa, nu să educ, să controlez pe cineva, adică pe partenerul meu. El este așa cum este. Hai să văd cum mă pot eu comporta ca femeie. Ce să fac eu în relația mea ca femeie să fie una bună. Dacă el nu face ca bărbat, asta e partea a doua, deja este... Na. Ceva, da, este o relație toxică deja, dar eu ca femeie hai să-mi fac partea. Și atunci am început să studiez și să studiez și să studiez și așa m am manifestat și relația mea. Am avut o stare, am intrat într-o stare, într-o anumită stare. Lăsați-mi în comentarii dacă, sau în privat dacă vreți să vorbesc despre asta mai mult cum am manifestat eu iubitul. Așa, am intrat în, într-o anumită ca universul să poată să deschide niște uși pentru mine, să spun așa, ca iubitul meu să intre în viața mea. Da, Așa mi-am manifestat și relația și așa am și construit-o pe, pe foarte multe principii pe care eu le-am citit, le-am învățat, le-am ascultat, le-am tot, tot, tot repetat și le-am aplicat în relația mea și au funcționat. Iar pe acest canal dau tehnici și pe social media dau tehnici doar care au mers pentru mine. Nu care, pe care le-am auzit sau doar le-am citit și atât, nu, doar care au mers pentru mine. Pentru că sunt foarte multe uh, informații pe social media care nu sunt neapărat nici adevărate și nici folositoare. Și atunci eu, atunci eu încerc să dau uh, nu neapărat doar ce am auzit, ci ce am aplicat în relația mea și a funcționat. Și pentru că părinții mei s-au despărțit, de ce să se despartă toată lumea, să spun așa, adică... Sau mai rău, de ce să stea lumea într-o relație toxică. Așa că eu am vrut să fiu acest terapeut de relații și îmi doresc să devin unul pentru că tot ceea ce fac, fac din plăcere și când este plăcere și când este muncă la fel, de ce nu o să se întâmple acest lucru? Și de asta am ales să fiu terapeută de relații, de asta aleg să fiu terapeut de relații, pentru că îmi doresc ca relația mea să fie una bună și îmi doresc ca toate relațiile să fie bune și dacă nu sunt bune să plece lumea din acele relații toxice, pentru că și, și, și partenerul și partenera se țin pe loc în acea relație, și de ce nu să se ducă într-o relație care pot evolua amândoi. Deci, de aceea am ales terapeut de relații. Bun, cam, a, cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și sper că v-am clarificat. De ce este pasionată această fată de educație atât de tare și înspre partea asta? Bun, deci sper că v-am răspuns, sper că v-a plăcut și sper că ne vedem data viitoare într-un nou videoclip. Vă pup!